Salutare, dragi prieteni, Squid Fishman aici. Bine ați venit la un nou episod de ferma, nu ferma bunicii, de livada lui Nică. De data asta la livada lui Nică. În primul rând o să vă zic care e treaba, ce am mai făcut pe aici. Am pus paie, am pregătit adăposturile pentru puișori. Săptămâna viitoare trebuie să vină puișorii. Am reușit să vin la țară din cauza că a avut bunica mea niște nevoie de niște pastile, nu se simte prea bine. Și am reușit să vin, n-am putut să pun decât paie și m-am uitat puțin prin livadă. Aici n-am făcut eu dușul, am plătit pe cineva și l-am reparat. Hai să vedem ce belele au fost. Bineînțeles că astea sunt florile de zarzăr, distruse complet. Flori de Rainclaud, arată bine. Pistilul e ăla din mijloc, nu? Arată bine, deci nu pare a fi afectat. Am văzut și o albinuț acum. Se mai anunță un frig, dar e ok. Asta e celălalt Rainclaud. Nu știu de ce merge așa de rău pomul ăsta. Trebuie să tai asta și cu asta de aici. Nu știu de ce l-am lăsat pe ăsta. L-am lăsat să facă flori, dar el s-a uscat. Nu contează, îl dau cu totul jos. Dar lăsa mai prind un pic de vigoare, un pic de putere. Bate vântul foarte tare, mi-a luat lavaliera și telefonul, mi-a mutat cardul acasă, așa că o să filmez cu telefonul. Nu o să arate la fel de bine, dar cred că e ok. Flori de piersic, ia să vedem dacă piersicuțul arată bine, dacă nu s-a... Arată bine, ele s-au deschis puțin mai târziu. Mi-au fost afectați doar zarzării, din câte am văzut eu, zarzării și caișii, da. Da, se vede pistilul, cred că e pistilul, sper că nu greșesc. Chestia asta, nu știu, ăla, dacă e afectat ăla, uite aici, unul cu două pistiluri, doi pistili. Asta o să fac fructe gemene, cred. Prima oară când văd așa ceva, prima oară când mă uit la chestia asta, pentru că am observat pe cei care au fost afectați, chiar dacă nu aveau florile deschise, era uscat, când a dat înghețul, a uscat pistilul. Pistil, bă, sper să nu greșesc. Da, a fost o primăvară foarte capricioasă, foarte belea, o albinuță aici. Au fost temperaturi de 20-24 de grade, chiar și mai mult, combinate cu nopți de minus 5, minus 4, minus 5, minus 6 grade. A fost dezastru, nu arată așa bine nici astea, dar văd la fel pistilul ok. Asta e combinație între prun și cais, biricocolo, și aici pare a fi ok, văd pistilul ok. Ce n-am văzut anul ăsta? Nu am văzut gândaci păroși încă. Sper că am scăpat de gândaci păroși. Se pare că o să fie ok, cel puțin prunii. Asta tot ce vedeți alb aici, sunt pruni japonezi, majoritatea. Ăla, ăsta, că am văzut ceva... Mi s-a părut un gândac păros. Dacă se aude urât, îmi cer scuze și îmi pare rău, bate vântul din toate direcțiile și destul de tare. Ăștia care se deschid mai greu sunt pruni normali. Vedeți, am unul, doi pruni normali și restul sunt japonezi. Ce frumoși sunt ăștia japonezi, cât de multe flori au față de cei de ai noștri, cei normali. Uitați, sunt două flori. Nu contează, că o să crească mare. Da, îi las să vedem care e treaba. Cineva mi-a spus că am șarpante sau care se intersectează. Într-adevăr, am lăsat câteva la unii pomi. Am lăsat să facă cât mai multe flori, să se polinizeze încrucișat și după aia, bineînțeles, că o să le scot. Și aici e Santa Rosa, aici e inimă de bou, sau nu, Black Amber. Și aici e Santa Rosa, mamă. Santa Rosa a fost afectată, dar oricum nu contează pentru că lui nu o să-i las fructe deloc. Și aici la fel, ăsta are 3 pistile. Pistili. Așa trebuie să aibă și ăsta are 2. Ești nebun. Da, ăsta e nectarin, o să-l las, nu o să-i las fructe, o să încerc să-l fac să crească, v-am mai spus eu de el. Perele par a fi ok. Aștept să deschidă florile, vedem noi după ce se deschid florile. Mi s-au părut că au fost, uitați,
Ăsta a murit de la îngheț. Ăsta că toată creanga, de fapt. Deci a mers până a dat înghețul și a murit. Acum nu știu sigur dacă e doar de la îngheț, dar na, bine că saltele mai ok. Aici la fel, vedeți, am tăiat vârfuri ca să fac crengile să meargă cum vreau eu și le-am tăiat mugurii de rod. După cum vedeți, la păr sunt vârf. Ce văd eu aici? Mâncat și niște puncte negre. Au dat afidele? Mamă, de pe acum e imposibil. Nu cred că s-a afide. Dar ce naiba i-am mâncat? Nu știu, am adus să fac tratamente, dar din cauza că bate atât de tare vântul, o să vin săptămâna viitoare și o să aduc puișoare și o să fac atunci tratament, nu pot să fac acum. Merii sunt mult mai înapoiați, să zicem așa, tot pe vârfuri au multe flori. O să vedem aici de unde am tăiat vârfurile, vedeți că nu prea au muguri de rod, dar nu contează, să crească. Să crească. Livada cealaltă, bunica a arat în grădină. Mamă, dar ce bate vântul de tare. Am văzut câțiva care au pornit în vegetație, câțiva care s-au uscat și mai tare. Vedeți, asta e creangă, e uscată. Când am tăiat-o eu cu vreo 3 săptămâni, nu se vedea că ar fi uscată. Deci, na, o să vedem ce e cu ei, dacă o să pornească în vegetație. Aici pare că ar avea un mugurel pornit în vegetație, dar asta nu înseamnă că s-a prins. Pentru că este posibil să apară, deci am văzut și copaci tăiați la care au mugurit după ce au fost tăiați și apoi după aia s-au uscat, pentru că mai aveau sevă în interior. Ok. Asta e treaba cu cu livada, cu livezile. Aici ce am? Aronia? Nu mai știu cum se cheamă. Da, tot felul de chestii. Meri. Anul ăsta arată mult mai bine livada. Am mai adus niște fân. Normal trebuia să-l pun aici, dar l-au adus cei care o arat. Mai complicată treaba. Și vedeți niște flori mai târzioare. Ia să vedem dacă-s bine. Par a fi bine. Mileanca, ce faci, Mileancuța, acolo jos? Mamă, dar cât de tare bate vânt. Aici clar că tot e mort, tot. Aici în spate parcă mai este o floricică, două. Dacă o să-mi facă câteva zarzări, o să fie bine. Dacă nu, tot bine, ce să facem, sunt ani și ani. Sperăm că o să supraviețuiască nectarinii și piersicii măcar. Din ăștia mai sensibiloși. Și da, ăsta e un pom foarte, foarte bătrân, care sigur are o boală, ar fi trebuit să-l scot. Vișinul Bernard deschide primele flori, plin și el de floricele, o să aibă o grămadă. Alții, aici alt piersic, un piersic foarte gustos. Florile arată bine, zic eu. Unele da, unele nu prea. Aici ce floare, asta e, credeți că focalizează? Acum da. Vedeți, asta de jos are verzi staminele și asta la altele are roșii. De ce oare? Nu se știe. Nu știu eu, nu că nu se știe. Un nectarin super. Flori afectate de îngheț. Asta. Am multe afectate de îngheț. Toată rămurica asta nu arată prea bine, ce să zic, dar cred că o să avem câteva fructe și pe el. Asta e un nectarin foarte gustos. Și în spate un piersic. Un piersic tot așa, flori afectate. Vedeți asta de aici. Cred că asta nu o să facă mai nimic. Cireș. Un cireș care deja a deschis flori. Bineînțeles că nu toate, dar a deschis. Câteva bughețele a deschis. Un prun normal care are flori și am mai văzut un cireș, doi, care tot așa au deschis câteva flori. Aici, ăsta și ăsta de aici. Și încă unul. E bine să fie cât mai mulți deschiși, că ei au nevoie de polenizare încrucișată.
neapărat. La cireș, mare majoritatea cireșilor, nici nu poți să iei în considerare că cireșii nu se polinizează încrucișat. Cred că știu 3 soiuri care nu se polinizează încrucișat. Și ăsta nu arată bine nici el. Na, ăsta e piersic, nu, cais negru. Mai avem pruni, să vă arăt prunul pe care l-am văzut că a fost afectat foarte, foarte rău și foarte urât. Ăsta din spate, aici se vede clar, am văzut de când a fost înghețul că îi belea. Vedeți florile astea negre și ia să vedem dacă găsesc o floare. Floarea asta, de exemplu, n-are nimic în mijloc. Unde ești? Vedeți? N-are pistil. Sper că nu-mi încurc. Se vede că n-au pistilul, ăla e fructul, ăla ar trebui să fie fructul, ar trebui să se formeze. A, uite aici, dacă ne uităm cu atenție la floricica asta, pistilul e negru, nu știu dacă se vede din unghiul ăsta. La asta la fel. Sper să se vadă, nu văd când bate soarele în... Da, aici nu mă aștept să fie fructe. Foarte, foarte multe au fost afectate de înghețuri. Da, un an de sacrificiu pentru fructe, din păcate, dar cu siguranță vor crește mai mari pomii, vor pregăti mugurii pentru anul următor. Ce să-i facem? Se întâmplă și chestii dintre astea. Nu avem cum să controlăm natura deocamdată. Prieteni, asta am vrut să vă spun. Ăștia. Mamă, aici mă doare inima. Caișii ăștia au fost distruși complet. O să văd peste o săptămână, două, dacă au legat fructe, dar nu cred. Deci, e distrugere completă. Uitați, ce să lege asta? Așa arată flori care au legat fructe? Nu, deci pur și simplu se mistuie între degete. Na, nu mă aștept să fac niciunul și ăsta e caisul cel mai mare pe care l-am. Victoria, e o nebunie. O să încerc cumva să-l aduc mai jos, dacă tot o să fie an de sacrificiu. O să vedem, aici în spate mai sunt câteva rămurele care au deschis mai târziu. Poate. Ăsta e Carmela. Pare fi ok. Câteva floricele, să vedem dacă o să le polinizeze. Dacă nu, v-am zis, o să fie an de sacrificiu. O să vedeți cât de sus s-au dus crenguțele alea. O să le tai să aduc rodul puțin mai jos și o să încerc să-l tai de mai multe ori în verde. Văd eu cum fac. Nu trebuie să mai aștept să culeg fructele ca să fac tăierile în verde. Poți să le tai după ce ies frunzele și să-și pregătească rămurelele de rod mai repede. Prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați, bineînțeles, de subscribe și de abonare. Sper că v-a plăcut și un mare share dacă vreți să vedeți mai multe clipuri din livada lui Nică. Ciao, les!